Aflată în fața celui mai dificil test din această toamnă, echipa pregătită de Victor Pancu a început cu trac confruntarea din Bacău. Acest lucru le-a permis gazdelor să se distanțeze la 7 puncte în debutul actului inaugural. Chiar dacă a revenit imediat în joc, echipa suceveană a cedat în cele din urmă cu 29-31. Alb-albaștrii și-au recăpătat concentrarea în setul secund, pe care au reușit să-l câștige la o diferență de 7 puncte, scor 25-18, restabilind astfel egalitatea pe tabela de marcaj. Scenariul s-a repetat în cel de-al treilea act, adjudecat fără mari emoții de către oaspeți, scor 25-14. Formația lui Victor Pancu a tranșat definitiv soarta întâlnirii, odată cu setul 4, câștigat de către voleibaliștii suceveni cu scorul de 25-21. În etapa următoare, CSM Suceava se va deplasa sâmbătă pe terenul formației Videoclip Ploiești.